Bună și bine ați venit pe canalul meu de YouTube, Crista Rot. Am să vă fac astăzi o etalare cu oracolul Lenormand pentru dragoste, să vedem ce surpriză îți va face persoana iubită, ce surpriză vei avea din partea persoanei iubite. Așadar, alegeți-vă una dintre cele patru variante, gândindu-vă la persoana iubită, la ce vă doriți voi de la ea și să vedem care va fi surpriza sa pentru voi. Va fi ce doriți voi sau va fi cu totul altceva? Să vedem ce spune oracolul Lenormand. Și vedem pentru prima variantă, așadar, va fi o etalare interactivă, o scurtă etalare pentru fiecare variantă în parte, pentru că voi extrage o singură carte care ne va vorbi de surpriza persoanei iubite, da? Voi se grăbește aici o bucurie, un succes, soarele, ceva se, mai multă căldură umană, da? Se grăbește, o plecare la mare, o vacanță, să vedem. Ce vă pregătește persoana iubită? Ce surpriză are pentru voi? Poate aici mi-apare orică aflați niște secrete, orică veți învăța ceva, o propunere poate să fie, poate să apară o dorință, să aflați de dorințele sale sau să vi se îndeplinească o dorință. Să aflați niște secrete de dorințele sale secrete, poate aflați care sunt dorințele sale secrete, să vedem. Aici mă trebuie mai multă credință. Surpriza asta este o credință. Este la o bifurcație. Surpriza asta este că poate să fie vorba de o întâlnire karmică. Poate că destinul vă aduce în cale unul pe altul. Este o întâlnire de destin. Da? Deci apare o situație în care trebuie să luați niște decizii, poate, dar surpriza poate să fie vorba și de niște dificultăți. Vă pune în față niște dificultăți, vă veți confrunta cu niște dificultăți. Surpriza asta, asta e surpriza persoanei iubite. Orică vă pune în dificultate, nu știu, încât nu veți mai ști încotro să o luați, ce decizie să luați, da? Poate că este vorba, sau vă invită să vă schimbați soarta. Poate și acest lucru, o surpriză, poate că aici crucea vorbește o chestiune de destin. Puteți depăși niște obstacole cu credință. Da, deci veți fi într-un fel sau altul supuși la o probă, poate, da? Veți trebui să mergeți înainte sau poate chiar vă invită să vă rupeți de trecut, să vă rupeți karma, să zic așa, să vă reparați karma, să reparați ceva din trecut. Sau vă va pune într-o situație dificilă, da? Asta este practic ceea ce îmi spune despre surpriza persoanei iubite. Și să vedem și la varianta a doua, piatra albă, voi se grăbește un copil sau o situație nouă, ceva nou sau o inocență, naivitate, să vedem. Care este surpriza pentru voi, persoane iubite? Și aici mi apare o veste, o scrisoare, un telefon, ceva care vă pune în dificultate, care vă pune să luați o decizie. Vă trebuie și vouă credință, tot întâlnire de destin, ceva karmic, da, stelele. Deci surpriza voastră de la persoana iubită va fi poate că vi se îndeplinește un vis sau că veți intui, îl veți visa. Va fi poate o surpriză, vă veți întâlni pe neașteptate, da? Poate să fie și acest lucru. Sau că va studia, își urmează steaua destinului, poate și acest lucru. Își schimbă destinul, poate să fie o situație, pentru că aici e o chestiune de destin, de stele. Da? Deci, totuși voi trebuie să fiți realiști, să nu fantasticați. Da? Pentru unii, am spus, se poate îndeplini destinul. Da? Stelele vă scot în cale persoana respectivă, pentru că este o întâlnire de destin. Stelele vă sunt favorabile să vă împliniți o dorință. Și haideți să vedem și la treia variantă, varianta cu piatra roșie, ce surpriză vă va face persoana iubită. În bine sau în rău, acum depinde și de situația la situație, da? Că pentru unii poate să fie, își urmează destinul, dar vă lasă pe voi. Aici mi-apare poate o mutare, o schimbare, un transfer, ceva norocos, o oportunitate a unei schimbări. Acum să vedem a cui. Surpriză. Persoane iubite pentru voi, o călătorie, ori vă vin vești, vă caut, aici mi-apare o călătorie, călătorul face drumuri, pot apărea vești, surpriza voastră este că vine pe neașteptate, că primiți vești pe neașteptate de la această persoană sau că face niște călătorii pe neașteptate, da? Asta este surpriza pentru a treia variantă și să vin și la a patra.
A patra variantă, să vedem care este surpriza pentru voi din partea persoanei iubite. Ce surpriză vă va face persoana iubită? Aici mi-au și stelele și soarele. Poate că o invitație undeva, poate o propunere, ceva, vă împliniți un vis, un succes poate să fie. Da, socializarea. Aici mi-a apărut această grădină, da, așa, acest parc, cu un labirint, și asta poate să-mi vorbească de faptul că poate aveți nevoie să vă clarificați o situație sau să socializați mai mult, vă propun o prietenie sau aflați că mai socializează și cu alte persoane, poate să fie și o astfel de situație, da, pentru că na, socializarea îmi vorbește în general. Da, deci pot apărea niște vești sau vă veți întâlni la o petrecere, da, undeva în public. Poate să fie așa surpriză, vă veți vedea undeva cu această persoană sau vă invită undeva această persoană. Cam asta e. Sau poate să vă zic că ajunge persoană publică, este o persoană care are succes în public. Da, intră în politică, poate, spre exemplu, sau câștigă un premiu, sau ajunge vedetă, ceva de genul. În orice caz, va fi o socializare, vești care apar pe neașteptate, ori invitație în public, ori că îl vedeți undeva, o vedeți undeva în public. Acestea sunt, practic, predicțiile și pentru a patra variantă, piatra albastră. Sper că v-au plăcut aceste predicții, că v-au răspuns la întrebări și că, practic, veți avea succes, vă veți împlini dorințele și surprizele voastre din partea persoanei iubite vor fi numai frumoase, excelente, așa cum vi le doriți voi. Eu vă mulțumesc că ați fost și astăzi alături de mine pe canalul meu de YouTube, Crista Rot, și vă doresc în continuare o zi plăcută și să iubiți și să fiți iubiți. La revedere!